Bună ziua! Da. Începem să începem ordinarea Consiliului Local Trata din 30.3.2018, de care scrisă greșințe ordinare. Așa, dau cuvântul domnului secretar pentru a efectua prezenta. Din numărul total de 11 consilieri, sunt prezent 10 consilieri, da? Lipsește domnul Ienoșel Andrei Dragoș. Da. Dau cuvântul domnului secretar pentru a se pune la vot procesele verbale în sensul anterioare. Cu privire la procesul verbal al ședinței ordinare din 16 februarie, aveți o obiecțiune? Am eu una. Spune. Aici. Și facem concesionarea pe sunul pe anul ăsta. Mai facem concesionarea sau nu facem? Facem concesionarea. Noi nu am reușit încă să rezolvăm cu planul de amenajament, care este obligatoriu până la sfârșitul 2018. Așa, după cum am zis, vrem întâi să facem măsurătorile la exact, ca să știm exact ce suprafață este. Și nu s-a reușit, întrucât chiar acum, ultima perioadă, o nins, o plouat, chiar n-am avut timp. Și știți că am zis că mergem în teritoriu. Da, da, o să prelungim ca să poată să ia subvenții, întrucât nu se poate depune de către primărie să luăm noi subvenția. Și prea lungi, nu se poate primăria, pentru că eu aș fi tot așa. Și concesionarul, nu? Cei care au închiriat. De. Și atunci o să facem o prelungire până terminăm planul de amenajament cu măsurători, cu tot ceea ce, ce trebuie. Și asta eu știu până... Și îl facem în cursul anul ăsta, exact, promitem, da? Exact, sigur că da. Bun, pe la 15 mai trebuie că... Acum, ca să putem să eliberăm adeverințele, ca deci, să... Deci, dăm adeverințe pe anul ăsta, bănuiesc, și rămâniți cu... Da, că până de 15... Măsurătorile anul ăsta. E până pe 15 aprilie și dacă nu am dat până atunci, să vede subvenția asta și e păcat. Nu, 15 mai. Dar nu știu, dar până 15 mai. Astea, așezându-le pastorale, se face până în 2019. Dacă nu le facem, atunci... Până la sfârșitul 2018, da. Da. Da, dar bun, dar noi o să facem mai repede. Mai repede, da, e mai clar, da. Prelungim contractul, dar să... Da, că au fost discuții, de exemplu, și... Din Wagner, s-a lăsat cu arături, nu știu ce. Băi, dar nu mai găsesc suprafață de teren care noi le-am dat lor. Da, 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 da. Și ei dau 4 ecări și el dă pe ei. Da, ești interesat. Da, și domnul Nacă, ești interesat și doamna Rizie Caruș și să vă arăt ca să știți. Cu ce? Să faci măsurătorile. Nu întâlnirea cu ăștia care e interesat. Ai zis că ești interesat de măsurători. Da. Și să fie anunțat și dumneavoastră și doamna. Da, domne, când am dat doi, trebuie să mă confesc. Dar mai sunt și personalii autorizate, e dacă ne cu ei, și luăm și unul pe Costică să vei că sau pe unul mai înțeles, adică știe exact. Care știe haturile. Care exact. Din comisia, din deci din comisie o să mergem noi și plus aparatul de conducere a primăriei. Specializat în treaba asta. Mai ce se întâmplă? Acolo izlazul mai suferi modificări odată cu drenarea bărții din părniți. Trebuie să mergi pe hotarele care sunt. Exact. Nu? Deci acolo, înainte da. Terenului, sunt planuri, alții, da. Trebuie da. Să mergi pe hotarele care s-au format da. Acum. Că atunci când s-au retrocedat terenurile, s-au retrocedat după terenul care este acum. Nu? Bănuiesc că există o hartă la nivel primării de acum. Este? Nu are limite, pentru că pășunea au fost la nivel de 68. Anul 68. Este la cum a fost dat izlazul. Nu, adică... După cum s-a format acum. Și cum aveți pisti canal bucățele? Bucățile, da, cu capele. Da, da. Ca să putea acum, nu poate nici unul, nici altul să facă pentru subvenții. Da. Da. Dacă mai sunt probleme la procesul verbal, nu? Să puneți la vot. Cine este de pentru? Unanimitate. Da. Așa. Procesul, și acum procesul verbal al ședinței extraordinare din 16 martie. Dacă aveți obiecțiuni. Nu? Da. Să puneți la vot. Vrem la vot. Da, mulțumim. Unanimitate de vot. Da. Deci nu a fi un proiect, da? Nu, supuneți la vot ordinea de zi. Ah, da. Votă, asta, supună la prezent ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal construirii ansamblu de locuințe comună la Trata de Bacău și a regulamentului local de urbanism aferent. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări transportul cadrului didactice care îl desfășoară achitarea școala gimnazială numărul 1 Sarata,
proiecte hotărâri privind organizarea rețelei școlare din Radea Oate, Comuna Sărata, pentru anul școlar 2018-2019. Intervine acum, supunem proiectul sau autorat? Supunem la vot aceste trei proiecte. Supuneți la vot ordinea de zi. Așa de ordinea de zi, mă iertați. Ce zic pentru? Unanimitate. Da. Și acum acum, doamna primară face o suplimentare de ordine de zi cu încă patru proiecte, care sunt următoarele. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în Comuna Sărata. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic a obiectivului de investiție extindere rețea de canalizare în Comuna Sărata, județ Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la hotărârea Consiliului Local Sărata numărul 77 din 19-12-2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 în Comuna Sărata. Și proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea descripirii și alipirii unor terenuri aparținând domeniului public al Comunei Sărata. Supun la vot suplimentare ordine de zi. Cine este pentru? Mulțumesc că împotrivă și atât de nimic. Trecem la primul proiect. Proiectul este privind aprobarea planului urbanism zonal, construirea ansamblu de locuințe, Comuna Sărata, județul Bacău și a regulamentului local de urbanism aferent. Da. Dacă aveți probleme la acest proiect de hotărâre, e vorba de la E85 acolo. Șapte case pe suprafața care vedeți că e vorba de 7 persoane. Da, și am văzut acolo că se angajează cu cheltuieli, suporte cheltuieli, cu toate servicii. Da. Deci eu avizul și de la Consiliul Județean. Da, cu curentul, cu apa, cu astea. Deci, mai sunt și alte locuri disponibile pentru construcție, dacă tot facem puzul acum, dacă mai avem cereri ulterioare. Își faci da, tare, oamenii bani și atunci faci. Noi nu putem să facem. Își faci, deci fac ei puzul numai pentru cele 7 cereri. Da, dar da, faci ei chiar vin niște bănuți, nu știu, cred că îi costă vreo 50.000 de lei pe cele 7 persoane. Dacă acest, mai rămâne zonă neconstruie, cum a spus domnul Bălan, acolo așa și ca să o trecem din ei, asta când se actualizează cu, când se actualizează cu, și atunci o să băgăm toate. Pot tot suprafața în intrabilan? Cu posibilitatea de a să construim și o să trecem în intrabilan. Dacă sunt probleme la acest proiect, mai sunt? Nu. Supunem la vot, cine este pentru? Unanimitate de votul pentru. Abțineri? Nimic. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contract de transport cu cadrul didactice, care este desfășurată în școala generală numărul 1, Sărata. Aici v-am zis, banii dacă aveți deja întrebări, doar că trebuie hotărârea ca să poată să-și ia da, bine de cerea, da, da. Inclusiv în 9 februarie. Da, da, pe da, inclusiv în 9 februarie. Da. Au sărbători, salarii, de nu poți să-și aștepți că am fost la școală okay. Și... da. Ah, supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate de vot. Mulțumim. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a operată OAT Comuna Sărata pentru anul 2018-2019. Întrebări dacă sunt? Nu sunt? Supun la vot. Cine este? Pentru? Mulțumim, mulțumim. A, cine este? Zic, am eu o problemă. Să vorbim cu Viorel să vină să bată gongul prin dealul meu pe acolo, să mărească numărul de copii. A, asta da. Să crească la mea din evrei? Și la el. Deci în 2012, când am intrat eu, cel mare erau 253 de copii și acum mai sunt 202. Toți deci, chiar sunt 50 de copii care... Câți cine s-a stabilit în comun? Așa este, mai este. Da, și mai sunt care îi trupă la școli în oraș, nu? Deci nu știu cum să faci, să-i vin cu ceva în ajutor sau să-i determinăm de copii să stabilizeze, să lasă. Cei care tot nu au potențial și sunt... Dezvoltare economică, doamnă, zonă. Asta e. Da. Așa autorităm locuri de muncă, localitate. Omul să stea... O să ajungem locuri de muncă, dacă la băile astea să putea... Fie locuri de muncă și... Este o comună, în Suceava, unde au rămas patru locuitori în toată comuna.
unui primar. Și de unde fi plătit? Da, primarul prea vârstă? Într-o comună sau într-un sat? Într-o comună? Și sunt aproximativ 1000 de case. Primarul a dus locuitorii acolo. A luat fiecare familie în parte, moștenitorii care este, și toți au cedat, marea majoritate, au cedat case în favoarea primăriei. Asta la Botoșan, nu? Da. Așa, da. Primăria acum așteaptă tineri și familie, ei creează locuri de muncă în comună, numai să se ducă gratis. Da, o găsesc familii din astea care n-aveau locuințe, n-aveau, cu mulți copii și i-au dus acolo. Da, uite, școli. Le-au dat casă, le-au dat... Le-a trebuit și loc de muncă. Da, da, deci fără de loc de muncă, de comunitate se dezmembrează, se evaporă, se... Deci, dacă nu ai faci naveta, omul caută să nu piardă timpul prin naveta, caută să-și folosească timpul liber pentru favoarea locului. Da, nu e aproape. Este aproape, dar un om pierde două ore de la... Locuri de muncă la termopanii se duc, stau, ce stau în unui condiții. Păcat, aia e. Sunt create condiții. Nu-i place munca. Nu-i place, ăsta e de vorba. Nu vor să muncească. Știți că sunt locuri de muncă, dar... Acum 4 ani era prin drum, noi nu avem, avem 11 persoane cât avem, dar sunt chiar care nu pot să lucreze. Vreți ca să vă mai arătăm încă o dată care sunt, adică... Nu, eu vorbesc în general. Aia oricum nu-i mai primești nicăieri și chiar nu mai sunt buni de muncă, ce să faci? Deci mi-ai făcut și unul act de pe talpă care a făcut mușcării așa? La Ion, da. Da, ăla are datorii pe la... Dar și nu mai are. Ba da, dar dacă nu s-au dus nimeni, că eu cred că iar face pensii. Da, da. O veni să-i facem ajutor social. Da, să facem, du-te, uite, a doua adeverință, du-te la șomaș, nu, eu găsit lucru. Adică, na. Am înțeles că termopanul își califică. Sâmbăta, oameni, își califică. Băi, poate, poftim una cu n-am nimic. Dar eu personal aș școlariza un copil și aș da un loc de muncă. Poate doi. Da. Dar nu-l găsim în comună. Termină o clasă, băi, vin în clasă. Tu vină pe cheltuiala mea, faci școlarizarea totul, îți asigur loc de muncă. Faci contract pe 5 ani de zi. Pe 5 ani de zi. Da, ai siguranța că vine acolo, că rămâne acolo. Păi e contract. E, vreau să rămâne acolo. 5 ani de zi. Domnul Margata așa și explică. Dar cum? Găsim, găsim. Și încolo, unul nu vrea. Nu vrea. Deci îi făceam calificare, contract de muncă. S-ar putea să-l școlarizezi și după ce l-ai școlarizat, plecau. Bine mersi, eu plecat. Da, da, are contract. Dar contract. Are contract. Dacă ai contract pe 5 ani, atunci n-are contract. Deci faci contractul și atunci în momentul ăla poți să-l dai judecată și școlarizarea asta costă... Haideți să trecem la ordinea de zi, dacă vă spune domnul președinte. Da. De el, de la... Hai să trecem la proiectul, suplimentarea Olivier, proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în comuna Sărata. Da, aici e vorba de sumă care crește cu 20 de lei la tonă. Ce? Noi nu vom mai mări dacă rămân la fel anul ăsta. Pentru anul următor. Da. Mai sunt probleme discuții așa, pentru că acest proiect? Gunoiul care se colectează, dar da. Care se dă primarie la șansă. Ați văzut ce-i venit la Bacău. Este tot. Păi dar nu, dar nu vă să plătească... Când plouă, te sperie dacă te exact produsul. Da, așa este. Și nu numai ăsta. Nici parcă totuși este o reacție mai grea. Suprim la vot acest proiect. Cine este pentru? Unanimitate de vot. Da, mulțumim. Proiectul numărul 2 de la suplimentare, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții, extinde rețea de canalizare în comuna Sărata, județ Bacău. Da, pe lângă acest proiect, cine are probleme? Da, da. Șușa, că de fapt la doamna Sandu și în fundătură. În fundătură, la... Acolo este canalizare, dar până la... Toarne asfaltul, nu? Da. Proiectul care l-am avut, să nu sparge asfaltul, faci bucățel de canalizare. Dacă veni de sus de acolo, ar trebui ard... Bazin? Cămin? Să nu se mai înțe cămin, da. Să nu se mai... Mă gândesc că vine prea așa. Da, nu, o facem trepte și reduce viteza. Da.
Ca să fie să mai oprească. Deci, eu am avut în vedere. E o colaborare. Să ne mai probleme care avem. Să facă niște cădini, să facă. Nu, dar vine și prin cădini. Problema este aceea că vine cu viteză. Și pentru ca să ducă viteză, pune cădini mai des. Intermediar. Pune căminile mai des. Mată, s-o oprește. S-o oprește. Mai plânează din viteză. În 300 de metri, în loc să-ți vină cămin de 50-50 metri, vine de 90. O să avem o vedere, o să fie necazuri. Din frumările două, urmează partea aia la clinica. La clinica Bolșa, aia când se face următoarea perioadă. Exact. Da, da. Supim la acolo proiect. Cine este pentru? Unanimitate de tot. Proiectul prin aprobarea hotărârii Consiliului numărul 77 din 9 decembrie 2017, prin tablarea stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 2018, Comuna Sărata. Dar da. De ce să scumpiește taxele astea cu firmele care ridică gunoiul și astea nu trebuie să... Dar nu, aici e vorba de... Nu, e vorba de acele... Taxele la care le băgăm pentru taxe de urgență, da, pentru atestarea posesii, da. Aia, da. Cele două taxe aplicate s-au întâmplat. Dar nu erau până acum? Nu, deci astea nu au fost prins atunci când... Au fost până acum Da. Mai sunt probleme la acest proiect? Să pun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Da, mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii și alipirii unor terenuri aparținând domeniului public al Comunei Sărata. Terenul. Deci vorba, facem întâi dezmembrare și după aia facem alipire. Dar s-o dată făcut e, deci, hotărâre pentru amândouă vieții. Că dacă nu sunt date, face sala de sport păi, altfel? Trebuie să da. Facem ceva. Vine și am găsit totul. Și urmă și ăștia. Și era suprafață, teren care... Atunci mișcăm așa ca să te acuneți la vot. Mai sunt probleme? Păi nu sunt probleme. Suprim la vot acest proiect. Cine este pentru? Unanimitate de voturi. Da, mulțumim. E, treci până acum la dacă un punct diversi, dacă sunt probleme. Doamna primar Sandra Fridina vrea să prezinte raportul de activitate pentru anul anterior. Ce ar trebui să faceți și dumneavoastră, consilierii, până raport de activitate? E termen până când? Până februarie, nu știu. Pregătirea ședințelui Consiliului Local s-a făcut în bune condiții. Consiliul Local s-a întrunit în perioada ianuarie-decembrie 2017 în 12 ședințe ordinare și 5 ședințe extraordinare. Toate ședințele au fost publice. Au fost inițiate un număr de 82 de proiecte de hotărâri și au fost adoptate 82 de hotărâri, din care au fost aduse la cunoștința publică prin afișare și au fost comunicate tuturor autorităților. Comunicarea hotărârilor Consiliului Local către instituția prefectului pentru controlul de legalitate s-a făcut în termen. Nici unul dintre proiecte nu a fost inițiat de către cetățeni. Primăria Comunei Sărata, conducerea primăriei asta o știți, la finele anului 2017, în cadrul primăriei Comunei Sărata, și-au desfășurat activitatea un număr de 18 salariați, din care 2 demnitari, primar, viceprimar, 10 funcționari publici, 6 persoane cu contract individual de muncă din aparatul primarului și 13 persoane cu contract individual de muncă, asistenții personali. Activitatea domeniului buget impozit financiar. S-au bugetat venituri și cheltuieli în cuantum de 43.793.900 lei, din care venituri proprii
470-535. Diferența este ceea ce a fost pentru drumurile, pentru modernizare. Total încasări în sumă de 3.607.180, din care venituri proprii în sumă de 470.535. Ajutoare de încălzire și sociale au fost în sumă de 71.075 lei, din care 62.239 lei de la bugetul de stat și 88.836 lei de la bugetul local. Date privind impozitele și taxele locale. În evidența primăriei au fost înregistrate la finalul anului 2017 un număr de 1.860 contribuabili, din care 1.825 persoane fizice și 35 persoane juridice. S-a încasat la salubritate suma de 89.293 lei și s-au cheltuit 92.996, din care 14.300 taxa de mediu. La apă și canalizare s-a încasat suma de 121.151 lei și s-a cheltuit suma de 179.536 lei. Defalcat astfel, 8.318 mentenanță stații de apă, 56.143 consum curent electric, 24.310 probe apă și consum apă, 4.875 hipoclorit de sodiu, 85.890 servicii de întreținere și curățenie bazine de apă și fose. Pentru iluminatul public s-a achitat suma de 13.645 față de 23.105 în anul precedent. Amenzi în cuantum de 35.108, ceea ce s-a încasat anul trecut, în 2017. S-a finalizat investiția în modernizare drumuri locale în comuna Sărata cu o valoare totală de 3.958.662, din care 144.631 de la bugetul local. De asemenea, s-au finalizat următoarele investiții. Investiția în sumă de 14.531 lei pentru amenajarea treptei de acces la biserica din satul Bălțata, investiția în sumă de 29.323 lei privind sistemul de supraveghere video la obiectivele primărie Troiță și Căminul Cultural Talba, s-a achiziționat o auto utilitară în sumă de 118.650, asistență socială. A fost efectuat un număr de 300 de anchete sociale pentru acordare, modificare, încetare, alocație de susținere a familiei. În cadrul acestui compartiment s-a întocmit dosare pentru ajutoare sociale, dosare alocații de susținere a familiei, dosare alocații de stat, stimulent de inserție, indemnizație de creștere copil, dispoziție, ajutor social, acordare, modificare și așa mai departe. Activitatea de urbanism. S-au eliberat certificate de urbanism 67, autorizații de construire 43, procese verbale de recepție 24. Activitatea de secretariat, relații cu publicul. Au fost înregistrate 8.281 documente. Principalele elemente urmărite au fost transmiterea în termen a corespondenței precum și dispozițiile primarului a hotărârilor Consiliului Local către instituția prefectului. Compartiment agricultură, registru agricol. Adeverințe eliberate pentru depunerea cerurilor APIA, 39 de bucăți. S-a completat programul special pus la dispoziție de direcția agricolă care a ajutat la identificarea persoanelor care nu beneficiază de ajutor pentru lemne. S-au eliberat 13 atestate de producător, 16 carnete de comercializare, 22 anexa 1 și 2. S-au verificat și întocmit un număr de 27 dosare privind vânzarea de teren situate în extravilan conform legii 17/2014. A fost completat registrul agricol prin deschiderea de noi poziții și modificări la vârstele inițiale. Obiective realizate. În anul 2017 s-a finalizat proiectul modernizare drumuri locale în comuna Sărata, proiect de amplare desfășurat prin PNDL. Prin acest proiect s-au asfaltat 5,450 km de drum în zona de Alu Nou și o parte din Sărata. În anul 2017 s-a realizat implementarea proiectelor asfaltare drumului în comuna Sărata și construirea unității sanitare în comuna Sărata. S-au efectuat lucrări de ridicare la cotă și înlocuire capace carosabile pentru căminele de vizitare aferente tronsului de drum asfaltat din programul PNDL, modernizare drumuri locale. Au fost reabilitate drumurile din comună în sensul că au fost facilitată circulația prin balastare și nivelare. Pe timpul lunilor de iarnă, drumurile au fost menținute în condiții optime de circulație. A fost făcută recepție la inaugurarea Căminului Cultural din Talpa, prin ordin al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a aprobat construirea unei săli de educație fizică, școală cu clasele 5-8 Sărata. S-au continuat lucrările de obținere și depărare a spații de depurare a apei din comună. S-a aprobat extinderea rețelei de apă pe programul POIM la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. A continuat colaborarea cu UNICEF în cadrul proiectului pilot la nivelul județului Bacău. Beneficiarii direcției proiectului au fost stabiliți în categorie după cum urmează. Total copii 80, părinți 30, beneficiari indirect 70. Aici mai mult față de ceea ce a fost cu UNICEF și toate. Activitatea în domeniul educației.
În ceea ce privește activitatea educațională, conform rețelei școlare aprobate pentru anul 2017-2018, la nivelul comunei și-au desfășurat activitatea o școală și trei grădinițe, fiind înscriși 202 preșcolari și elevi. În anul 2017 au fost desfășurate activități culturale, recreative și socializare. Astfel, 19 martie, atelier pentru promovarea activităților școlii de vară, joaca de vacanță. 25 mai, înălțarea și cinstirea memoriei eroilor. Pe 1 iunie, expoziție organizată în holul Căminului Cultural din Dealul Nou cu tematica Nu frânge aripile copilului meu. Au fost invitați părinți și copii deopotrivă, tocmai pentru a sublinia importanța faptului că noi, ca și părinți, trebuie să asigurăm copiilor dezvoltare și ocrotirea într-un mediu sigur. Tot de 1 iunie, ziua copiilor noștri, eveniment care a reunit un număr de 150 de copii, beneficiari direct și indirect și 35 de părinți care au participat la sărbătoarea organizată pentru ei și bucurie, cu bucurie și cu surprize. Pe 29 iunie, atelier de creație cu părinții. Perioada lunilor iulie și august, școala de vară, joaca de vacanță. Pentru Căminul din Dealul Nou au fost propuse 8 activități derulate pe perioada lunilor iulie și august, iar la Căminul Cultural din Talpa au fost desfășurate 4 ateliere în perioada iulie-august 2017. 27 august, organizarea Zilei Comunei Sărata. Cu acest prilej au fost acordate premii și diplome familiilor care au aniversat 50 de ani de căsătorie. 5 septembrie, Cupa Fair Play în viață și în sport. Ediția a doua a fost organizată în acest an ca mod de a promova sportul ca mod de viață sănătos. 11 septembrie, deschiderea anului școlar, iată că vacanța mare a lăsat loc, odată cu zile toamnei, clopoțelul care de astăzi, 11 septembrie, își face auzit glasul. 21 noiembrie, sărbătoarea intrarea Maicii Domnului în biserică, în arpa Sfințitul Părinte Ioachim, ne-a fost alături în această zi, săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia Ortodoxă de Dealul Nou. 17 decembrie, zi de sărbătoare, la care au participat membri din comunitatea noastră și invitați de seamă din partea instituțiilor care se implică alături de noi, cazând pentru de pe echipul copiilor să fie unul de care să-și aducă aminte atunci când vor crește. Sărbarea de la Cămin. 26 decembrie, de Moș Crăciun, a fost organizată sărbarea copiilor din zona Talpa. Întotdeauna copiilor vor ști să cheme Crăciunul cu vocile lor fragile, încărcate de emoție și putere. Și aici, mai departe, avem toate hotărârile care au fost. Duce la îndeplinirea hotărârilor, asta dacă vă interesează, sunt cele care le-am spus de la început. Și în continuare, mulțumesc Consiliul Local pentru încrederea acordată, prin votul dat, pentru proiectele inițiate de mine, pentru o mai bună transparență a activității Consiliului Local, propun ca fiecare consilier local să își depună un raport de activitate pentru a fi făcut public, ca fiecare cetățean al comunei să fie convins că votul lui înseamnă ceva pentru fiecare dintre noi. Și vă mulțumesc! Acum, legat de treaba asta, la probleme diverse, am o problemă foarte arătătoare în legătură cu dezepezirea, care suport și critic a fost anul acesta. Aș vrea să vedem și noi din partea firmei care au contractat această lucrare, oferta de preț și factura cât, cum s-au plătit. Dacă s-au plătit, dacă nu, e bine să oprim o dată, să vedem și noi ce s-au făcut în perioada asta și cum s-au bătut joc de dezepezire. Dar de ce zici cum s-au făcut dezepezire? Putem? De ce spui cum s-au făcut dezepezire? Păi s-au făcut la orele 8, veneau. Prima dată au făcut căile de acces. Principale. Domnul Vici. Auzi, am impresia că matalia e ceva, n-ai prins matalia dezepezirea pentru că era... Dar nu e așa, domnul Vici. Ați prins războiul prin matalie și e n-ai. Eu am venit la ora 6 fiecare dată și porțiunea asta era foarte... Dar nu poți să le faci pe toate odată. Le faci în ordinea priorității. Faci prin altă prioritate. Nu, dar... Vrea să vedem... Dacă e așa, nu. Hai să vedem și factura cu plata, dacă ai făcut. Deci o dacă o oferă de pești o numai când nisip s-o da pe drum. Măi, da, nu mai putem și noi o oferta de pești cu ăla. Nu trebuie să iei ceață și o bani mereu. Domnul președinte. Da, poftim. Hai, închideți cu dracu, mai e. Vreau să-mi spuneți toți consilierii cum procedăm. Facem o adresă creative Black Sea pentru mașină sau intervenim verbal?
să nu mai iau. Uite și eu am avut discuții de săptămâna asta. Doamne, cum arată drumul acela? Dar oamenii aia care stau acolo... Mie îmi place așa. La drumul județean mai faceți un solicitare? Este solicitare făcută, nu poate să intri pe vremea asta, o plouată. Vine aia oasă cu balastru. Am avut o problemă de zică la cineva mai sus. Nu poate să facă pe... Nu se poate merge pe drum. Poate și eu pe drumul. Am vrut să aduc balastru pentru spital, nu poate să urci mașina să patinează. Să mă izvânge. Cel puțin, domnul Țamri, și-au făcut discuții pe Facebook și cu dezăpezirea, dar bine, acolo e DG, dar și cu găul de astea săraci, oamenii ăia nu știu cum stau. Cum se duce Gabi 7 ori, că pe acolo eu nu știu. Eu m-am două ori, dacă am spus că... Ne-am luat tare. Tu ți-ai luat tare, bă, dar eu n-aș merge fiecare zi pe drumul acela. Adică, bă, tu mi-am pregătit, am așa m-am luat sarcă și m-am ajut și pe toate. Asta de Dumnezeu s-a spărgat, deci atunci ce faci cinci. Eu spun să ți-ai un delta plan. Băi, nu fac cu sapă. Dar bine, dar sunt și atâția oameni acolo și mereu am solicitat. Și Tudorianu, care lucrează la poliția locală, și Țambi, și Tălac, eu tot timpul fac și știți că acum, în primăvară, după ce se duc zăpezi, cam peste tot, ați văzut și prin oraș. Să vine și prin oraș. Apare, apare. La ora asta, la adevăr, este un lucru bine problemă. Se va repara, se va repara și mașinile mari și camioanele mari vor veni din nou pe varianta Valea Sacru. O să aibă șans, faci, atunci o să vedeți cum spui. Și ar să vă duce tot șans. E mai bine așa, cum intra. Este și pentru asta. PNDL nu, deci s-a făcut proiectul, va fi depus PNDL 3. Că da, am văzut și stașul acum asta nu este. Deci mai stau șansă asta fără asfalt, dar măcar făceți legătură pe licele. Să înțelegem că dezolvăm. Cu dezăpezerea e fără mulțumită anul ăsta? Așa un pic, mai bine. Da, dacă ți-i dăm și oferta de pet care a fost și auzi, la ce preț a făcut din nebegirea. Noroc cu mea că a fost timpul 2 și trebuie până la prânz. Da, la ce preț a făcut din nebegirea, asta mă interesează. Mă ieftin ca mătare la domnul de țări. Nu, 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 ce-l fac tot, nu este mai ieftin. Contabilitatea aici, puteți vedea. De care mă încheșește aici, mulțumim.